Mașina a fost însă un superlativ tehnic, pentru că a venit cu o gamă destul de interesantă de motorizări, o platformă proprie, nu a folosit niște componente din istoricul firmei, puteau foarte bine să ia platforma de Alfa 166 și să-i schimbe caroseria, așa cum s-a întâmplat în trecut cu alte modele. Dar n-au vrut să facă chestia asta, au vrut să exceleze. Și s-a văzut în calitatea manufacturii, în design, în motorizări, în tipul suspensiilor și, per total, mașina a fost foarte bine recepționată de către critici, doar că nu a reușit să îi bată pe nemți la jocul lor de cifre economice. Însă, uneori, lucrurile nu trebuie să se vândă bine și să aibă succes economic, trebuie însă să lase o amprentă și cu siguranță mașina asta este una dintre cele mai interesante făcute vreodată. Fix acest exemplar are 21 de ani, are un motor care mie mi este unul printre favorite, mai ales pe partea de sunet și poveste din spate și calitatea manufacturii la interior este cât se poate de bună. Este una din mașinile cu cea mai bună piele pe care am văzut-o în prezent și asta nu este întâmplător, pentru că tot ce înseamnă finisaje pe interiorul mașinii sunt făcute de firme celebre. Toate acele preșuri, covorașe, mochete sunt făcute de firme care se ocupă cu designul interior. Pielea, care este de tip Napa, este fabricată de către Poltrona Frau, o firmă italienească din Torino care face niște canapele din alea cu tradiție și crunt de scumpe. Ei s-au ocupat de fotoliile interioare. De asemenea, ei furnizează materialul de tip Alcantara, care chiar este un Alcantara, fiind un brand inventat de către italieni, dar ulterior preluat de către cei din Japonia. Așa că, în prezent, deși echipează multe mașini italienești ca material italienesc, drepturile de autor se duc în Japonia și foarte interesant la interior este că au foarte multe elemente de capace, consola centrală și tot felul de flapsuri din astea care se deschid din magneziu și se simt rece la atingere și au o calitate foarte bună a construcției. Sistemul audio este un Bose, nu mai zic de ornamentele de lemn poros, care arată exact ca unele de mobilă din aceea, în stil victorian sau baroc, aproape că ți-e milă să pui mâna pe ele. Și deși, per total, mașina nu-i perfectă la interior, chiar și acest exemplar, dar în general, după ce trece timpul peste ele, mai au mici greieri și câteva uzuri, senzori, erori și așa mai departe, elementele astea solide, precum ornamentele și pielea, sunt absolut impecabile și o să vă convinge și voi de chestia asta pe interior. Mașina aceasta de la bun început s-a dus în liga aia de sus, însă interesant este că au avut prețuri cu 15% mai mici decât competiția. Dar tot rămânea o mașină scumpă și, în general, inaccesibilă pentru majoritatea și de asta cred că nu a avut succes, dar nu mai contează treaba asta. Mă bucur că am găsit un exemplar într-o stare destul de bună pe care să îl prezint. Au avut